3. Și vreau să spun că în momentul în care mi-am dat barba jos, a plâns inima mine, am pierdut clipul lui Hristos. De ce? Așa te învață Ortodoxia. Chipul lui Dumnezeu. Părul lung și barba. Eu nu-l înțeleg pe Gigi la faza asta. Și părul lung și barba. Mă rog. Și vreau să vă spun ceva. Știți ce e aia? Sincronicitate? Nu vă dați seama că pentru mine a făcut doamna asta. Dar pe vremea aia la televizor era un serial din Kung Fu, David Carradine. Și e vorba, și era exact vorba de un ultra-ortodox, se petrece vaccinat prin America, și era un ultra-ortodox pe care îl prind niște cowboy cu oile pe unde pășteau ei vacile, normal, îl tund și îl rad. Îl bag în capul în ustea și îi dau barba roșie. Nu l-a mai primit comunitatea că pierduse chipul lui Dumnezeu. Și pentru că pierduse chipul lui Dumnezeu, înseamnă că el a greșit undeva, și pentru că e păcat să îți dai barba jos, eu fac mișto. Sper că înțeleg. Și pentru că pierduse chipul lui Dumnezeu, care chipul lui Dumnezeu sigur e cu... Deci dacă ești spân, ai încurcat. Și dacă ești chiar, cu atât mai mult. Pentru că nu poți să ai chipul lui Dumnezeu din moment ce Dumnezeu are și barba lungă și părul lung. Și... mă rog, l-au dat afară din comunitatea lor de ultra-ortodox și nu știu ce. Cum sunt ei acum cu căruțe? Care se plimbă și cu... acum cu căruțele prin Statele Unite? Amiși. Sau nu știu cum se plimbă. Bun. Și atunci îl găsește pe ăsta care era călugăr Shaolin și ăsta îi spune, zice, știi, în țara mea există un animal care se cheamă cameleon. Și zice, cameleonul, dacă stă pe piatră, ia culoarea pietrei, dacă stă pe... iar bă, ia culoarea ierbii. Dar zice, domnul lui, tot cameleon e. Și atunci am înțeles că, de fapt, ceea ce este cu adevărat în tine, nu stă nici în barbă, nici în haine, ci ceea ce este în interiorul tău. Oamenii au tendința asta de a afișa în exterior ceea ce este în interior. Câteodată chiar ostentativ. Am uitat să-mi anunț multă și mie cineva o cruce mare. Mă gândesc că dacă o să am o cruce mare pe gât, hai nu-mi dai și mie crucea ta, o să fiu mai plauzibil. Mi-o dai după pauză. Am eu una neagră. Mare? Destul de mare pentru mine? Bun. Nu trebuie să-mi pun crucea decât ca să vadă că... Trebuie să te bun. Revenim.